Atunci când trecem de la un anotimp la altul, apare dorința de a face o transformare și în viețile noastre. Schimbăm garderoba sau poate chiar stilul vestimentar, facem un detox sau ne apucăm de sport, scriem planuri, notăm idei și lista poate continua. Pentru că schimbarea anotimpului înseamnă schimbare și în rutina de îngrijire a tenului, ar fi bine ca la început de fiecare sezon să vizităm și un cosmetolog. Noi asta am făcut. Însă nu am venit singuri, ci împreună cu interpreta Lia Taburcean, care, deși de curând a devenit mămică pentru a doua oară și majoritatea timpului îl acordă bebelușului, pe lângă schimbat de scutece, alăptat, legănat, mai are grijă să nu omite niciun pas din rutina ei zilnică de îngrijire a tenului. Deci eu dimineața acum mă trezesc, mai întâi beau un pahar cu apă, apoi merg la baie, îmi spăl fața cu apă normal, de la robinet, după care deja aplicăm spuma pentru curățare, apoi folosim și de machiantul, dacă este nevoie, bine, dar la mine e clar lucru că este nevoie să-l folosesc, și după care aplic crema hidratantă. Astăzi noi o să facem Lie o procedură de curățare facială cu ultrasunet, pentru că tenul Lie arată foarte bine, doar o să deblocăm porii, o să îndepărtăm impuritățile și excesul de sebum. Începem cu prima etapă, care este demachierea tenului, îndepărtăm resturile de apă micelară și deja curățăm mai profund pielea cu o spumă. Spuma la noi este cu vitamina C, tenul ei este normal și un pic sensibil, deci folosim un produs mai lejer pentru curățare. Să aplicăm un gel cu acțiune intensivă, el îți deschide porii și pregătește pielea pentru curățare, ca senzația să fie ușoară, ușoară încălzire, care durează câteva secunde. Astfel de procedură ca curățarea cu ultrasunet se face de obicei la necesitate. Asta poate să fie o dată în lună sau poate să fie chiar de o dată la 2 la 3 luni. Să aplicăm o mască cu acid hialuronic ca să hidratăm intens pielea și să calmăm după procedura noastră de curățare. Un pic posibil să fie senzație de usturime. O să stăm cu masca 10 minuțele. Lia nu are bonă, se descurcă împreună cu soțul, cu bunicii și cu Nana Măriuca. Sunăm pe Nana Măriuca să întrebăm ce face Flavius. Așa. Aici fie. Salut! Doarme Flavius. A păpat, totu-i bine? Bravo! Mama mai are cam vreo oră, două, trei, patru. Eu glumesc. Îmi dată să mă pornesc acasă. Ai grijă? Vizitele la cosmetolog sunt investiții profitabile în frumusețea și tinerețea pielii, iar îngrijirea corectă a tenului poate șterge câțiva ani de pe chipul nostru. Primăvara, rutina noastră trebuie să arate diferit față de ce iarna. Când ne-am trezit, o să ne spălăm fața cu o spumă sau cu un cleanser potrivit tipului de ten, ca să îndepărtăm crema care am aplicat-o noaptea. După care o să tonifiem tenul pentru a restabili pH-ul pielii. Vom aplica ulterior o cremă hidratantă. Primăvara noi o să utilizăm o cremă mai lejeră de tip gel sau de tip emulsie și după care vom aplica o protecție solară. Crema cu protecție solară primăvara și vara ar trebui să fie mai înaltă decât iarna și toamna. Deci o să optăm pentru un SPF 50. După care puteți să aplicați machiajul în cazul femeilor care se machiază. Rutina de seară de obicei un pic diferă față de cea de dimineață. Vom folosi ca prima etapă un demachiant. Aici putem utiliza o apă micelară care o să îndepărteze machiajul și protecția solară care am aplicat-o în timpul zilei. După care vom utiliza iarăși spuma sau gelul de curățare care am folosit și dimineața. Acesta va îndepărta resturile de apă micelară și de rezidurile rămase în timpul zilei. Vom utiliza un toner, după care vom aplica o cremă hidratantă. Crema hidratantă trebuie să fie mai nutritivă față de cea care o folosim dimineața. O dată, de două ori pe săptămână, am putea să folosim un ser cu acizi pentru a exfolia tenul. Astfel, noi îndepărtăm excesul de sebum și impuritățile. Porii noștri vor fi micșorați, astfel nu mai apar atât de des și multe puncte negre sau comedoane. Ce proceduri cosmetologice se recomandă primăvara? Sigur că începem cu curățarea facială pentru a îndepărta tot excesul de
sebum și impuritățile, a debloca porii și a pregăti tenul pentru sezonul cald. Vom opta pentru proceduri de hidratare, pentru că din cauza vântului tenul se va deshidrata, deci îl vom hidrata intens și desigur putem începe și cu peeling-uri superficiale pentru un refresh al pielii, ca pielea să arate mult mai bine. Ce facem în cazul în care nu ajungem la un cosmetolog? Măștile hidratante, da, de tip cremos sau țesătură, putem să le folosim o dată la 7 la 10 zile ca să hidratăm tenul. Felul în care arată tenul depinde mult și de alimentația noastră. Cu siguranță, atunci când avem o alimentație neechilibrată sau ne consumăm doar fast food, carbogazoase și așa mai departe, tenul nostru mereu o să arate rău, o să arate obosit și, desigur, predispoziție la comedoane, la acne și așa mai departe. Ce fac bărbații? Cum ar trebui ei să-și îngrijească tenul? Bărbații mai greu se dau la proceduri, la îngrijire tenului. Să folosească un cleanser potrivit tipului de ten. De obicei, bărbații au un ten mai gras și, sigur, o cremă hidratantă. Putem observa cum tenul este curat, radiant și hidratat. Eu foarte mult mă bucur de rezultatul de astăzi. Mulțumesc tare mult, Tatiana!